de fiecare. Pe aceeași frecvență cu tine, Europa FM. Rațiunea zilei, acum alături de Cătălin Striblea, sosit în studio. Bine ai revenit alături de noi. Bine v-am regăsit. Astăzi mergem la hockey. Sau mă rog, s-au dus alții și au făcut scandal mare acolo. Da, e foarte interesant ce s-a întâmplat acolo, dar din mai multe perspective, nu însă din cele pe care le-am văzut neapărat până acum. Da, păi și asta cu sportul e foarte interesant. Am văzut și niște reacții politice, dar eu le-aș desțeleni pe altă parte și hai să spunem povestea asta, nu? Ia să auzim. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Ce s-a întâmplat? Naționala de hockey a României a jucat la un turneu pentru a rămâne în grupa a treia valorică mondială. Mă rog, știți cum e împărțit hockey-ul. Nu, echipele mici nu au apucat să joace cu alea bune, că le încurcă. E diferența prea mare de valoare. Și hocheiștii români s-au dus și au luat cam 4 bătăi, dacă nu mă înșel. Adică au fost ciuca bătăilor. Da, suntem și foarte buni. E, acum, naționala noastră de hockey este alcătuită majoritate de jucători de etnie maghiară, care, mă rog, activează în cele două județe unde avem hockey, la Harghita și Covasna. Sunt și câțiva români în această națională și din campionatul ăsta micuț să alcătuiește o echipă care, na, n-are cum să fie foarte competitivă. Când au jucat ei în ultimul meci cu Ungaria, pe care l-au și pierdut cu 4-2, la final se intonează imnul țării câștigătoare, așa e obiceiul. S-a intonat imnul țării câștigătoare, respectiv Ungaria, și ai noștri s-au dus și au cântat și ai noștri, adică jucătorii de etnie maghiară, în fața tribunelor galeriei maghiare, au cântat și ei imnul ținutului secuiesc. De fericire sau de necaz, că nu prea înțeleg. Asta e foarte bună întrebare, știi? E foarte bună întrebare. De ce ar fi cântat? Păi dacă tot ești ciuca bătăilor. Exact, știi, măcar știți să fii cum câștigat. Se spune pe românește la noi, că acum trebuie, nu știu cum să trage maghiară. Dar când ești cel mai prost din curtea școlii și te bate toată lumea. Din patinoarul școlii. Din patinoarul școlii. Ai un sentiment așa de jenă, frățioare, pune ce capul în pământ, ce mai ar fi de cântat? Înțeleg sentimentul național, înțeleg că oamenii ăștia pot ori vrut să fie și aplaudați de o galerie. Bun, pot să înțeleg foarte multe lucruri, dar sunt lucruri care nu se fac sub tricoul național. Ăsta e unul dintre ele, da? Ar puteau să dea tricourile alea jos și să cânte și Abba și Boniem, dacă vor. Dar, deocamdată, aia este naționala României, mai ești și bătut, mai ești și slab la profesia ta și te duci și... Mai bine te duci acasă și taci din gură, exact, și aia, da. Taci și te duci acasă. Acum, urmează investigații, urmează... Ce se cer demisii, am văzut, a ieșit domnul Ciolacu, i-a cerut demisia lui Barna Tanțoș, dacă nu mă înșel, care a fost și el în tribune. Da, și... Barna Tanțoș, pe vremuri, a fost președintele Federației Maghiare, Federației de Hockey. Ăsta e ministrul mediului, da? Și el i-a apropiat de sportul ăsta, s-a dus la meciul ăsta și s-a îmbrăcat într-un tricou al echipei din Miercurea Ciuc, de unde el. Este fanul acelei echipe. Echipa lui de suflet. Da. Acum am văzut ce s-a spus, că a stat într-o tribună unde era galeria maghiară. Dar ce a cântat domnul Barna? Asta e întrebarea. Nu, n-a fost văzut cântând. Acum e greu să spui unde a stat, cum a stat, de ce a stat. E totuși un stadion, e o arenă. Se rupe coaliția, Cătălin? Da. Se rupe din coaliția? Din cauza asta nu, nici vorbă. Pentru nu, că a ieșit și domnul Grindeanu și cere demisii, nu de alta. Da. Cred că aici se va rămâne cu chestiunea asta. Dar vreau să mai zic ceva foarte important, apropo de politicienii români. Acum, domnul Ciolacu și domnul Grindeanu înscriu goluri. Uite că și înscrie cineva goluri aici. Așa, unde? Pentru propriul public. Da? Adică ei au ieșit și au zis: mamă, ce le facem la unguriește? În realitate nu le facem nimic, dar s-a exprimat sentimentul național. Vreau să le atrag atenția asupra altui lucru. De ceva vreme, în zona Harghita și Covasna are loc o destatalizare. Guvernul maghiar și nu guvernul României este cel care face cele mai mari investiții în zona Harghita-Covasna. Aceste cluburi de hockey sunt ținute în viață cu fonduri venite pe această filieră. La fel cum sunt echipele de fotbal Csíkszereda și Sepsi, da? Care primesc bani la nivel de junior și au stadioanele construite tot cu fonduri venite din partea guvernului Ungariei. De asemenea, guvernul Ungariei dă fonduri pentru dezvoltare culturală, socială, economică, inclusiv agricolă, multor entități comerciale și multor oameni din zona respectivă, obținând în schimb voturile lor. Faptul că acești oameni
au cântat imnul Ținutului Secuiesc, dincolo de chestiunea legată de autonomie, arată ceva mult mai profund și mai important pentru România, domnul Ciolacu și domnul Grindeanu. Arată că acești oameni nu mai sunt cu fața către București, către statul român și către țara asta românească, că ei se simt parte a unei alte națiuni. Or, există sentimentul unei minorități, apartenența la ceva mai mare există, dar o grămadă de pe lumea asta care sunt, de oameni de pe lumea asta care sunt într-o minoritate, știu foarte bine și către cine se adresează sau care e capitala țării lor și cum trebuie să-i acorde respect, așa cum sunt și alte minorități în această, în această țară. Ori aici s-a rupt acest fir. Oamenii ăștia nu se văd deloc români și n-au nici măcar respectul minim. Dar de ce nu cântă imnul Ungariei dacă nu se văd românii? Asta e întrebarea. Deci a Ținutului Secuiesc, că știm că e cu probleme și contextul. Acum noi nu știm dacă nu cumva au cântat și imnul Ungariei, că erau acolo împreună. O fi cântat și aia. Asta se simt ei aparținând acestui ținut, dar pentru mine mi se pare grav că ei nu vor să se simtă parte sau nu au de ce să se simtă parte și prieteni sau parte și din noi. Adică până la urmă le-o fi pus și țara asta ceva în apă, cum se spune, știi? Adică ceva lucruri bune ori fi învățat și de aici și de acolo. Nu pot să nu mai să plutește. Asta e semnalul grav. Europa care... FM, să știi că se aude excelent în acea zonă. Îi salutăm pe cei care ne ascultă de acolo. Am fost anul trecut într-un mini concediu în acea și zonă. Și hai să o băgăm pe aia cu pâine. Ai putut să repede. N-am mai vrut să văd Chiurtoș două luni de zile după ce m-am întors de acolo. Bun sunt Chiurtoșele. Da. Cătălin, îți mulțumim și hai ai noștri. Mai e cazul să ne prezentăm la vreun campionat ăsta de hockey, zic. Păi o să ne prezentăm din grupa aia a patra acum sau că ceva, da, o să mai luăm niște bătăi pe acolo. Dar uite, asta e, stimați concetățeni de etnie maghiară, hai serios, că nu e așa mare supărare. Puneți mână de la mână, munciți un pic mai bine și haideți înapoi în grupa aia, că aici, de aici, asta cu steagurile, cu știți cum e ca la români. Că și noi putem să le fluturăm, că nu e, tot praștie suntem pe la unele sport. Și noi ne luăm angajamentul să căutăm un cântecel drăguț pe care să-l interpretați la finalul meciului. Ha, simt că da, o să se pună. Muzică de ieri și de azi. It's like having the world's music on shuffle. La Europa FM.